voi din nou să spun slăviți să fie Domnul pentru tot ce a fost și va fi și mai departe. Aseară ne-am bucurat în prezența Domnului și am învățat despre principiile familiei, despre rezistență, despre ceea ce ține o casă, o familie în picioare, iar astăzi, cu ajutorul Domnului, vreau să mergem mai departe și să observăm câteva pericole care amenință familia. Dacă poți înainte, te rog să afișăm proiecția. Să-mi pui, te rog, Genesa capitolul 2 cu versetul 15. Genesa 2 cu 15. Un verset de la care vreau să pornesc. Spune aici, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Și poți să pui acum proiectorul. Biblia nu spune aici, iubiții mei... Dacă are timp să o păzească, dacă are timp să vadă de pericole, nici măcar nu spune dacă vor fi pericole. La fel cum munca este necesară în familie, hărnicia este o calitate de bază, la fel și a fi în veghere, a fi tot timpul pe fază, ați păzi casa este nu un lucru opțional, ci un lucru obligatoriu. Dacă Dumnezeu a spus să o lucreze și să o păzească, înseamnă că sunt pericole în jurul nostru. În Luca 11 cu 21, Biblia spune, când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Și acum ascultați următorul verset. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Și astăzi vreau să subliniez de la bun început: cea mai mare avere pe acest pământ este familia noastră. Cea mai mare avere este familia noastră. Iubiții mei, de ce spun asta? Cea mai puternică forță din Univers este dragostea. Noi suntem împărțiți în mai multe departamente, mai multe compartimente, ca să mă fac un pic mai bine înțeles. Avem compartimentul material, avem compartimentul educațional, avem compartimentul social, avem compartimentul emoțional, avem compartimentul spiritual. De exemplu, dacă mie mi-e foame departamentul fizic și tu îmi dai o carte să citesc, soluția ta pentru nevoia mea nu se potrivește. Unde vreau să ajung? Fiecare departament are nevoile lui și soluțiile lui. Am vorbit de ieri despre cheating, da? despre această grozăvie în care unii cad și își înșală partenerul. Dacă mergi la o femeie înșelată de soțul ei și îi pui un milion de dolari în față, tu nu poți să rezolvi problema ei. De ce? Pentru că ea a fost rănită în departamentul emoțional și tu vrei să rezolvi problema ei cu o soluție din departamentul material. De aceea, tot ca o paranteză, omul nu va găsi bucuria, fericirea, liniștea și scopul în această viață până nu își rezolvă problema spiritualului. Uitați-vă la famenul etiopian. Avea tot ce doriți dumneavoastră. Funcție, bani, confort, material, tot. Însă ceva lipsea și omul acesta merge la Ierusalim, citește, ia Biblia, face botezul și își rezolvă problema după care tângea. Cei mai puțini se pocăiesc ca și famenul etiopian. Cei mai mulți se pocăiesc ca și fiul resipitor, Le încearcă pe toate, face mix de soluții, nu iese nimic și la urmă vine la Dumnezeu și spune, Doamne, îmi dau seama că am nevoie de Tine. Revin, iubiții mei, la familie. Atunci când se întâmplă o tragedie în departamentul familial sau emoțional, problema este așa de gravă încât nimic din celelalte departamente nu te ajută. De exemplu, dacă eu vorbesc cu lui, cu soția mea, ea nu o să zică, mă, dar măcar mă cumpărat o mobilă faină. I don't care about his words. Nu. Faptul că eu am jignit-o am jignit pe ea, ea nu va găsi împlinire în alt departament, pentru că fiecare departament are soluțiile și problemele lui. De aceea, rare ori vom putea rezolva cu un cadou ce am stricat printr-o vorbă. Iubiții mei, dragostea este cea mai puternică forță din Univers. E ca și dinamita. Acum, dacă folosești dinamita ca să faci un drum în munte... E un lucru bun. Dacă folosești dinamita să arunci în aer un oraș sau o casă, e un lucru groasnic. Pentru că dragostea e cea mai puternică forță, trebuie să fii foarte atent cum lucrezi cu ea. Dacă lucrezi frumos cu ea, lași în urmă experiențe plăcute, amintiri extraordinare și, cum spuneam aseară, un jurnal care merită citit. Mai subliniez un aspect. Cristi Boareu, la 80 de ani, va putea povesti mărturii din cauza unor decizii luate la 20, 30, 40 de ani. Adică, felul în care mă comport astăzi, felul în care trăiesc astăzi, îmi influențează mărturia mea de mâine. Nu pot să am mărturii frumoase lângă nepoții mei sau strănepoții mei dacă am avut o problemă nerezolvată de-a lungul anilor cu soția sau cu soțul meu. Decizia de astăzi influențează mărturia mea de mâine. Vreau să schimb mărturia, trebuie să schimb decizia. Deci ar trebui să ne păzim familia? Care sunt pericolele care ne pasc? Iubiții mei, mai subliniez un aspect. Sunt pericole care vin din exterior și sunt pericole care vin din interior. Mi-a luat câțiva ani de zile să înțeleg acest lucru. Cu siguranță vă amintiți că Statele Unite ale Americii trecut, au trecut prin două războaie. Războiul de independență, când s-a separat de subdominația Angliei, când a ieșit de subdominația Angliei. Și uitați-vă, 6.800 de decese Statele Unite au luptat cu un vrăjmaș din afară. Și acum uitați ceva șocant. Civil War a provocat 620.000 de decese. Nu vi se pare interesant, iubiții mei, că amenințările care vin din interior sunt întotdeauna mai puternice decât cele din exterior și produc întotdeauna pagube mai mari? Dacă eu cu soția mea sau soția mea cu mine suntem în conflict, pagubele vor fi cu mult mai mari decât dacă suntem uniți și voi toată biserica ne atacați. Pentru că cei doi, fiind una și fiind împreună, în aceeași casă, 24 din 24 împreună și uniți, vor putea lupta cu orice din afară. Însă când cei doi sunt separați, când unul trage la mama și altul la tata, când unul are un copil favorit și celălalt are o fată favorită. Deja încep probleme care vor duce la pagube incomensurabile pe termen lung. Mai subliniez un aspect și intru la patru pericole pe care vreau să le enumăr astăzi. Nu mă voi putea feri de pericolele de care nu sunt conștient. Nu voi avea ce să păzesc dacă nu văd că am valori înăuntru și dușmani. Și înăuntru și afară. Astăzi nu vreau să mă ocup de dușmanii care vin din afară, ci vreau să ne uităm, iubiții mei, la patru pericolele care pot să vină între cei doi. Că au trei luni de, căsătorie, că au 80 de ani de căsătorie sau 60 de ani de căsătorie, pericolele sunt aceleași. Eu n-am văzut pe diavolul să zică, mă, deja aveți nunta de aur, eu de voi nu mă mai ating. Sunt despre cu multă experiență. Diavolul are 6.000 de ani de experiență, noi poate avem 50 de ani de nuntă. Da? Pericole sunt în continuu. Primul pericol, iubiții mei, poate sună ciudat, dar este competiția. Competiția. Din 2 cu 24, Biblia spune de aceea va lăsa omul pe Tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face? Un singur trup. Și o altă traducere spune, de fapt vor fi două persoane într-una singură. Două persoane într-una singură. Probabil că vă amintiți de acest concurs ca, ea, ca noi se numește în România. Și este ceva specific aici dacă ești în echipă și unul văzlește să meargă în față și altul văzlește să meargă în spate, ai pierdut din stat. În echipă, iubiții mei, în concursul acesta, care seamănă foarte bine cu familia, unul nu stă pe telefon și altul văzlește. Amândoi văzlesc din greu, dar e foarte important ca amândoi să văzlească în aceeași direcție, și să nu uităm încă un lucru important: în viață direcția e mai importantă decât viteza. Dacă mergi cu 180 la oră spre iad, n-ai făcut nimic. Mai, mai bine mergi cu 40 de maiile la oră spre cer. Da? Am întâlnit familii care au crescut dintr-o dată, poate financiar, poate printr-o moștenire, poate social, poate prin alte lucruri. Alte uh, N-au crescut organic, cum spuneți voi. N-au crescut step by step. Și automat s-a văzut lucrul acesta prin anumite pagube care au ajuns să fie în casa lor și între cei doi. Iubiții mei, competiția între mine și partenerul meu se poate vedea prin cine să aibă ultimul cuvânt. Sau cum spuneam aseară, cine să aibă uh, dreptate. Subliniez ce spuneam aseară, competiția caută dreptatea, colaborarea caută pacea. Am observat iară competiție prin cine domină, da? spunea o soră unei fete proaspăt căsătorite, să cumva să te las de ce la ea, să nu cumva să te lași. Vezi că cum îi impui din prima zi, așa o să-i meargă toată viața, da? O să vorbim mai târziu despre lucrurile acestea, însă, iubiți mei, atunci când este competiție între cei doi și nu între cei doi și alte lucruri, tot timpul sunt certuri, sunt atacuri la persoană. Sunt fel și fel de lucruri care strică pacea dintre noi. Citeam despre faptul că într-o zi un înțelept și-a întrebat ucenicii de ce țipă oamenii când sunt supărați. Că apar supărări între noi uneori. Acum, cineva spunea că pucăiții nu se ceartă, doar au discuții teologice mai aprinse. Acum, nu cred că se vorbesc despre greacă și ebraică când se ceartă. Însă, ajungem uneori să țipăm. Și spunea înțeleptul întrebându-și ucenicii, de ce țipă oamenii când sunt supărați? Iar unul dintre ucenici a spus, țipăm pentru că ne pierdem calmul. Iar, iar, înțeleptul a zis, dar de ce să țipe atunci când cealaltă persoană e chiar lângă tine? Păi țipăm pentru a fi sigur că celălalt ne aude. Maestrul întreabă din nou, totuși n-am putea vorbi mai încet cu o voce calmă? Nimic din ceea ce i s-a spus înțeleptului nu l-a satisfăcut, de aceea el a spus așa: Când doi oameni se ceartă, inimile lor se îndepărtează. Pentru a se auzi unul pe celălalt, aceștia trebuie să strige mai tare, proporțional cu gradul de mânie și de îndepărtare. Cu cât se manifestă mai multă furie, cu atât este nevoie de mai multe strigăte care să acopere distanța dintre cei doi. Însă, atunci când doi îndrăgostiți se întâlnesc, Inimele lor se apropie și vorbesc încet, suav, calm. Uneori sunt atât de apropiați încât nici nu mai folosesc cuvinte, ci doar șoapte, murmure. Iar atunci când două ființe simt o dragoste intensă, comunicarea între ele se face fără cuvinte prin simpla privire. Inimele se înțeleg reciproc, arătând că sunt strâns legate. Și acum ascultați, vă rog, concluzia înțeleptului. Luați seama la cuvintele pe care le folosiți când discutați și nu lăsați ca inimile voastre să se separe una de cealaltă. Căci va veni o zi în care distanța va fi atât de mare încât inimile voastre nu vor mai găsi drumul de întoarcere. Îmi spunea o soră, frate Cristi, cu părere de rău vreau să spun, când ultimul copil al meu se va căsători, eu voi pleca de lângă soțul meu. Stau împreună doar pentru copiii mei, doar să-i văd pe ei căsătoriți și ei să nu sufere. Deci a spus lucrul acesta pentru că undeva între acești doi parteneri s-a rupt ceva. În loc să fie cooperare, a fost o concurență. Cine să aibă ultimul cuvânt, cine să aibă dreptate, cine să se impună. Iubiții mei, astăzi vreau să înlocuim concurența cu cooperarea. Biblia spune în Ierestea 2, 18, Nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și vreau să sublinez aici, Biblia nu spune, am, să-i fac un ajutor perfect pentru el. E interesant că toată viața căutăm ajutorul perfect, dar noi nu suntem perfecți. Deci nu putem avea pretenția la un ajutor perfect. Biblia ne garantează că ne dă un ajutor potrivit. Ați încercat să deschideți o sticlă de apă doar cu mâna dreaptă? Eu n-am reușit niciodată. Orice om care bea, și am văzut mai ales americanii au sticlă tot timpul cu ei de apă, orice om care bea o sticlă de apă, folosește două mâini. Eu am nevoie de soția mea, soția mea are nevoie de mine. Noi trebuie să ne completăm, să cooperăm. Căsătoria iubiții mei e de fapt ca și uh, două piese de puzzle. Am aici imaginea aceasta pusă două piese de puzzle. Imaginați-vă că cele două piese ar arăta identic. Nu le poți folosi, nu poți crea o imagine cu ele. Asta e frumusețea puzzle-ului, că piesele sunt diferite. Și în momentul când le pui împreună, de fapt se face un bon, se face o legătură acolo foarte puternică și la final se creează o imagine frumoasă. Faptul că piesele sunt diferite e cheia șederii împreună. Doi, un alt pericol, și foarte greu să vorbește în America despre asta, este materialismul, materialismul. La ce mă refer când spun asta? Uh, dicționarul Oxford definește materialismul ca și a, o tendință, a tendency to consider material possessions and physical comfort as more important than spiritual values. O tendință de a considera posesiunile materiale și confortul fizic ca fiind mai importante decât valorile spirituale. Bărbații au așa ceva specific în, în ei și este un lucru bun asta dacă nu este dus la extrem. La o vârstă de 20-20 ceva de ani își doresc să se căsătorească, și după ce sunt împlinit în acest domeniu, singurul lor rol care le mai rămâne e să facă bani. Problema este alta. În cele mai multe cazuri, o fată evlavioasă, pocăită și credincioasă nu are nevoie de milioane de dolari, ci are nevoie de un partener aproape. Iar noi ca bărbați ne este greu să înțelegem lucrul acesta. Noi avem impresia că dacă ducem bani în casă, de fapt am acoperit nevoia de comunicare, nevoia de intimitate, nevoia de ajutor, am acoperit totul cu niște bani puși pe card. Cu un transfer pe zel, am rezolvat totul. Și de multe ori, fiind poate mult plecați în cursă, foarte mult plecați la serviciu, avem impresia că trimitem, de fapt, un cadou soției noastre și se rezolvă totul. Însă nu este așa. Femeile sunt construite într-un mod diferit. Bărbații sunt concentrați pe obiecte, femeile pe relații. O să vă dau un exemplu. Dacă eu merg la biserică, în orice biserică, și nimeni din biserică nu dă pace cu mine și nu mă salută, vă spun sincer, nu am nicio problemă am deschis Biblia, am deschis tableta, am deschis o carte, am citit și chiar mă bucur că nu trebuie să vorbesc. O soră, dacă merge la o biserică, sau chiar în biserica ei, și de pe rândul respectiv, una singură nu a salutat -o, nu mai contează predica, cântarea, rugăciunea. De ce? Pentru că noi bărbații suntem concentrați pe obiecte, femeile pe relații. Vă dau un exemplu, dacă se strică motorul la mașina mea, soția mea nu are nicio problemă cu motorul ăla. Că oricum nu plătește ea. da? Dacă, de exemplu, unul din cumnații mei, sau verișor, sau mai știu eu ce altceva, nu vorbește cu soția mea, e mult mai rău decât motorul meu stricat pentru mine. Iubiții mei, ar trebui să înțelegem diferențele dintre noi. De aceea vreau astăzi să subliniez: dacă vă vedeți foarte rar încercând să aveți tot mai mult, aveți o problemă foarte mare. Dacă vă vedeți foarte rar încercând să aveți tot mai mult, aveți o problemă foarte mare. De ce cauză? Reveniți, vă rog, la aceeași idee. Femeia se simte folosită când tu te întâlnești cu ea rar. Poți să vii cu milioane. Iar bărbatul are tendința aceasta de a crede că tot ce câștigă, de fapt, rezolvă orice altă problemă din familie. Lipsa din casa tatălui pentru o vreme îndelungată a dus nu de puține ori la pierderea autorității în fața copiilor. Iubiți, mei, citesc din Evrei 13,5 un verset foarte senzitiv, ca să spun așa: Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci el însuși a zis: Nici de cum n-am să te las cu niciun chip nu te voi părăsi. Luca 12 cu 15, apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Am întâlnit personalități care nu și-au recunoscut părinții în ziua anunții, copii în ziua anunții. În sensul în care au zis, îmi pare așa de rău că am petrecut așa de puțin timp cu fata mea și uite, a venit ziua când ea să plece și îmi pare rău acum. Iubiții mei, regretele nu rezolvă problemele noastre. Isus vrea să ne spună că valoarea vieții noastre stă în ceea ce suntem, nu în ceea ce avem. E adevărat, există o tendință foarte mare astăzi să avem, să avem ce poza, să avem ce arăta, însă valoarea nu stă în asta. La noi, în România, a circulat foarte mult pe TikTok și este un curent foarte vicios în școlile noastre. Iau tinerii telefonul, se filmează unul pe altul și își prezintă outfit-ul și încep așa, de sus până jos și spune că așa de 400 de dolari, pantalon de 500. Am întâlnit la cineva adidas de 2000 de euro. Erau mai scump adidas decât capul, cred că. Decât mintea, știți? Și este o concurență, iertați-mi termenul, drăcească la școală. Mie mi-e milă de cei care nu au ce prezenta și se simt foarte, foarte aiurea și să vadă ce adidas ai, ce cămaș ai. Și cu cât e mai scump ce ai pe tine, cu atât ești mai în evidență. Iubiții mei, m-am uitat cu milă, i-am arătat și soția acest video. Oamenii încă n-au înțeles că valoarea nu stă în ceea ce pui pe tine, ci în ceea ce pui în tine. În tine. Mă bucur că totuși, la americani și la românii din America, am observat că nu e aceeași credință în ca România. Să vă păzească Domnul să veniți la anunțele noastre din România. Ați fost. Și cred că știți. La noi, cel mai sărac om, trebuie să facă un promot, să facă ceva, să-și arate cea mai tare rochie care o are, ca să vadă, să aibă ce prezenta. Am întâlnit în America oameni bogați care umblă simplu și am apreciat lucrul acesta. Uitați-vă la un Steve Jobs, mergeau cu aceeași pereche de bluci în fiecare zi. Da. Cred că sunt niște lucruri care le putem învăța. Diavolul iubiții mei vrea să folosim oamenii și să iubim banii. Dumnezeu vrea să iubim oamenii și să folosim banii. E foarte important să înțelegem acest aspect. Nu avea bani, e o problemă, ci iubirea lor. Și în Timotei 6 cu 10 spune că și iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și interesant, uitați-vă, în prima parte a vieții noastre, noi mergem la școală ca să învățăm cum să facem bani. În a doua parte, facem bani oferind timpul nostru în schimb. În ultima parte a vieții, am dat toți banii care avem ca să mai câștigăm timp. Însă nu mai putem. Timotei 6 cu 10: Unii care au umblat după iubirea de bani au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Chinurile unei familii distruse din cauza materialismului sunt imense. Fatele Petrică, găină, a ajuns undeva într -o, în afara țării la un frate care, pe vremea regimului trecut, se ocupa cu misiunea, cu împărțirea Biblului. Bibliilor. Și acum l-a găsit foarte prins cu cele materiale. Și s-a uitat la el și a spus: Cum de-ai trecut de la preocuparea foarte puternică pentru cele spirituale la preocuparea foarte puternică pentru cele materiale? Iubiții mei, materialismul în familie va lua locul spiritualului încet, încet și poate duce la, la Marcu 8:36. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde? Sufletul. Să nu uităm că suntem în trecere prin lumea aceasta, nu la întrecere. Suntem în trecere, nu la întrecere. De aceea, investiția nu în cele materiale, ci în copii și în relația dintre cei doi e mai importantă decât orice altă investiție. Îi spuneam unui patron recent care se lăuda câte case are, cât, 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 câte mașini are și alte lucruri. Hai să ne lăudăm cu ceea ce ducem după moarte cu noi, nu cu ceea ce lăsăm aici. Că iubiții mei le spuneau la marturile lui Jehova, pământul cu tot ce este pe el, va arde. Așa s-au întors și au plecat imediat. Știți? Vine o zi când tot ce am acumulat îl lăsăm aici. Însă soția noastră, soțul nostru, copilașii, noi mergem mai departe împreună cu ei. Un alt pericol pe care vreau să-l amintesc astăzi este căminul căldicel. Căminul căldicel. Apocalipsa 3 cu 15, știu faptele tale că nu ești rece nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Se referă Dumnezeu la o biserică de a exact același verset poate fi folosit și pentru familie. Pentru familie. Sublinez aici un aspect pe care dumneavoastră cei căsătoriți îl înțelegeți. Cei necăsătoriți nu îl înțeleg. Îmi scria un băiat într-o zi, de Cristi, am o lună de la botez, nu mai simt să mă duc la biserică, nu mai simt nimic. Zic, măi, eu sunt și nu simt să mă duc la biserică. Tu, pastor nu simți să merg la biserică? Nu au zice așa ceva, chiar nu m-am gândit că voi, păstori, sunteți așa de în halul ăsta s-a ajuns. Zic, nu simt să mă duc la biserică, cum nu simt să schimb copilul. Dar schimb. Deci, atunci când ne căsătorim, avem futuri în stomac, știți? Și mulți ne-am căsătorit, poate și din cauza aia. Noi avem acasă un copil al șaptelea, are un dar de la Dumnezeu fenomenal. Uneori de 15 ori pe noapte ne trezește. Și atunci eu dorm cu el când sunt acasă, alteori doarme soția când sunt eu plecat, pentru că dacă dormim amândoi cu el, amândoi suntem iritați a doua zi. Și atunci măcar unul să fie calm, știți? <laughs> pentru că ne trezește de foarte multe ori pe noapte. Ce vreau să subliniez este că atunci când mă trezește copilul să-i fac lapte, când urlă, la uneori strigă numai până mă trezește și apoi când vede că stria să culcă. Nu mai are nicio problemă. În momentul când mă trezește, nu mă gândesc nici la inimioarele care îi trimiteam soției pe Yahoo Messenger, știți? Nici la I love you. Iubiți mei, vreau să înțelegem azi un aspect. Noi nu mergem în pocăință doar prin simțuri. Cineva a zis, dacă făceați banner când ați avut evenimentul ăla special, veneam și eu. Vedeți că trebuie să punem în ultimul timp la orice program cuvântul special. Avem o seară specială de rugăciune avem, un invitat special. Avem un concert de colinde. Nu știm cum să mai atragem. Vreau să vă dau o veste tristă. Când va fi răpirea, nu se va face bine. Nu se va face nici story, nu se va spune, urmează o răpire specială. Unde vreau să ajung, iubiții mei? În credință este ca și în căsătorie. Sentimentele sunt bune. Un buchet de flori e frumos, o lacrimă scăpată în momentul când ne ținem de mână și ne mărturisim sentimentele unei altuia, sunt foarte frumoase. Dar atunci când spăl vasele nu plâng, știți? Nici măcar de ciudă, știți? Observăm în viața de credință, la fel ca și în viața de familie, că trebuie să mergem prin by faith, nu prin fluturi din stomac. Da. Dacă o să vii la biserică numai când o să simți, dacă citești Biblia numai când simți, nu o să citești Biblia niciodată până la urmă. Sau o să citești Biblia numai când ai examene sau ai de la driver license, să vezi ce cade. Știți? Așa fac unii. Iubiții mei, în căsătorie, dragostea poate trece prin câteva etape. Uitați-vă, dragostea ferbinte, căldicică, rece, prefăcută, și în final părăsită. Vedeți când un cuplu divorțează, de fapt, nu-i doar un act semnat. Undeva cu câțiva ani în spate s-a transformat din fierbinte în căldicică, din căldicică în rece, din rece în prefăcută, din prefăcută în părăsită. Vreau să mai subliniez un aspect foarte important. Din nou, dumneavoastră care sunteți căsătoriți, îl cunoașteți, cei necăsătoriți nu-l cunosc. Sper să nu se sperie astăzi tinerii care au cântat, dacă mai sunt pe aici. Căsătoria este o cutie goală. E ciudat să spunem lucrul acesta, însă este foarte adevărat. Eram cu soția la un camp în Kitchener anul acesta în iulie și am chemat-o pe soție în față, Am avut o cutie goală, exact ca și cutia aceasta. Eu am avut două bilețele pe care am scris câteva cuvinte în limba engleză. Cred că uh, kindness și love. Ea a avut două bilețele, respect și uh, patience, something like this. Și eu am luat bilețelul, l-am pus în cutie. Eu au luat unul din cele două bilete și le-am pus în cutie. Le-am amestecat și am luat unul. Eu, unul ea. Și totul e perfect. Și totul e ok. Și am rugat una a doua etapă să pună doar ea și eu să nu pun nimic. Am intrat cu mâna în cutie și ne băteam care să luăm biletul. De ce? Pentru că doar un partener a pus și doi vor să ia. Imaginați-vă că acest aspect al cutiei se repetă ani de zile. Doar ea pune și el nu pune. O lună, două, trei, un an, doi, trei, patru, cinci. E normal ca apar frustrările. Acum mai vreau să vă întreb. Există o vorbă în limba română. Fiecare dă ce are. De aceea, primii 20 de ani de viață ai copilului tău sunt foarte importanți pentru că tu, ca și părinte, vei să din el ceva ce va pune în cutia asta. Ai sădit respect, va pune respect. Ai sădit răbdare, va pune răbdare. Ai sădit bun simț, va pune bun simț. Imaginați-vă că Cristi Boariu nu pune nimic, doar soția pune. Și Cristi Boariu, egoist, orgolios, o lasă pe soția lui și pleacă la alta. Mi s-a rezolvat problema? Nu. Pentru că dacă n-am avut ce să pun în căsătoria de aici, nu voi avea ce să pun nici în căsătoria de dincolo. De aceea asta e valabil și la biserici. Și o spun ca și în mod general. De cele mai multe ori nu trebuie să-mi schimb biserica, trebuie să mă schimb pe mine. Aici se spune, amen. <laughs> That was a prophecy. <laughs> da? Pentru că dacă Cristi Boariu este un om care bârfește în Deva și se mută în București, va fi tot bârfitor, iubiții mei. Și dacă Cristi Boariu iubește în Deva și se mută în București, va fi un om iubitor. Acum, înțelegeți care e problema? Problema e nu să bag de vină soției mele sau soțului meu. Problema este să iau calități și asta le iau prin disciplinele spirituale, printr-o relație cu Dumnezeu. Iubiți mei, erosul trece. Erosul trece. În trei luni, maxim trei ani, erosul a trecut. Și în Ioan 13 cu 1 spune așa, Iisus care iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Știți care era capătul? Bar jocuri? Cu de spini? Scuipat? În căsătoria noastră, erosul trece mai devreme sau mai târziu. Atunci când erosul trece, dacă ai agape, rămâne dragostea mai departe fierbinte. Dacă nu, ea se răcește, ea se preface. Cei mai mulți oameni se căsătoresc crezând în mitul că o căsătorie frumoasă este o cutie minunată, plină de toate acele lucruri pe care le-au dorit. Companie, intimitate, prietenie, respect, apreciere, vorbe frumoase. Adevărul este că o căsătorie este la început o cutie goală, în care trebuie să pui ceva înainte de a lua. Nu există iubire în căsătorie. Ea este în oameni, iar oamenii pun iubire în căsnicie. Nu există romantism în căsătorie. Trebuie să-l infuzezi în căsnicia ta. Un cuplu trebuie să învețe arta și să formeze obiceiul de a dărui, a iubi, a servi, a aprecia, de a păstra cutia căsătoriei mereu plină. Atenție! Dacă iei mai mult decât ai pus înăuntru, cutia se va goli în curând. Familia iubiții mei, care trece prin această stare a căminului căldicel, nu este nici separată dragostea rece, dar nu este nici în clocot o dragoste fierbinte. Cum pot să-mi verific astăzi eu cu soția mea dacă sunt într-o dragoste căldicică? Atunci când dragostea este căldicică, se va schimba limbajul. Gata cu iubi, cu dragă, cu hani și va fi înlocuit cu un alt limbaj. În momentul când dragostea devine că Cristi Boariu se va simți mai bine în prezența altor doamne decât în prezența doamnei lui. Și soția mea la fel. Atunci când dragostea devine că dorința de slujire unul pentru altul scade. Atunci când dragostea devine căldicică, ajung ca doar copiii să-i mai țină împreună pe cei doi. Ei pot fi divorțați sentimental, financiar, emoțional, dar încă n-au mers la tribunal. Atunci când dragostea devine căldicică, ei nu se vor mai respecta unul pe altul. Ce să fac ca dragostea mea să fie din nou un clocot? Bunătatea, mila, iertarea pot face dragostea să fie din nou în clocot. Efeseni 4 32, Biblia spune, din potrivă fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum va a și Dumnezeu pe voi în Hristos. Prin faptul că nu suntem perfecți, înseamnă că uneori greșim dacă greșim, înseamnă că avem nevoie de iertare. Iubiți mei, în Colosen 3 cu 14 spune Biblia, mai presus de toate îmbrăcați-vă cu dragostea. Nu știți ce facem noi? Noi ținem dragostea pe omera și îi punem naftalină. Și de multe ori ne îmbrăcăm cu răzbunarea, cu las că -i arăd, eu îi aduc la minte. Biblia spune, îmbrăcați-vă cu dragostea. Acum este și Excel, este și S și M. Dragostea are toate size de care ai nevoie. O poezie frumoasă care îmi place și am vrut să o vă, vă spun neapărat, deși nu sunt așa bun la recita poezii, dar poetul spune, dragostea care nu doare, n-are roadă, nu mai floare, n-are lacrimi, ci înșelare, n-are viață, nu mai pare. Dragostea care nu plânge, nu se aprinde, ci se stinge, nu se înalță, ci coboară, nu învie, ci omoară. Dragostea ce nu-i fierbinte, nu te crede, ci te minte, nu e în soare, ci e în ceață, nu încăzește, ci îngheață. Dragostea ce nu-i curată nu trezește, ci îmbată, nu rămâne, ci trădează, nu înălbește, ci întinează. Numai dragostea de vine nu te arde, ci te alină, nu te lasă, ci te ține, orice trece și orice vine. Numai dragostea frumoasă legământul nu și-l lasă și cu nuna nu-și desparte nici în viață, nici în moarte. De-a lungul căsniciei noastre, vor veni anumite teste care vor testa dragostea noastră. Și Eleanor Roosevelt spunea ceva extraordinar. Nu vezi ce e cu de ceai decât atunci când apa fierbe. Atunci îți dai seama ce e cu de ceai. De cele mai multe ori, nu vezi pe cine ai luat lângă tine decât atunci când treci printr-un faliment, printr-o boală, printr-o problemă. Patru din cinci bărbați își părăsesc nevestele când acestea se îmbolnăvesc de o boală incurabilă. Vorbesc de statistici generale din lumea aceasta. Citeam despre un caz interesant. Un frate misionar a plecat să vestească Evanghelia într-o altă țară, a plecat împreună cu soția, cu familia. An de zile totul a fost ok, a fost bine, până când soția lui s-a îmbolnăvit de Alzheimer. Dacă cunoașteți această boală, ea se instalează în corp cu 15 ani înainte de a fi detectată. Din păcate, în momentul când este detectată, e prea târziu. Și omul acesta, văzându-și soția în starea în care se afla, a scris o scrisoare bordului de misiune care îl sponsoriza, care îl susținea și a zis: Eu mă retrag din, uh, pentru o perioadă din slujire, vreau să fiu lângă soția mea, vreau să o îngrijesc, vreau să o ajut. Și bordul a spus: Suntem gata să-ți plătim o asistentă. Tu ești prea bun pentru a sluji și, uh, oricum, ea nu mai știe cine ești tu. Și el a răspuns ea nu mai știe cine sunt eu, însă eu știu cine este ea. E soția mea. Asta este dragostea, iubiții mei, pe care Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să o avem. Dragostea agape. Un ultim pericol pe care l-am că ele sunt mai multe, care amenință familia tot din interior, este anarhia, dezordinea. Acum, e adevărat, nu mă refer la o dezordine din punct de vedere al curățeniei din casă, că Asta e foarte ciudat. Poate fi ordine în casă din punct de vedere al curățeniei și totuși poate fi dezordine din punct de vedere al relațiilor. Oprește-te, rog, pentru moment prezentarea și pune, te rog, Iov, capitolul 1, cu versetul 1, citim până la 4. Iov, capitolul 1, cu versetul 1. Era în țara Uț, un om care se numea Iov. Și ascultați, vă rog, ordinea din viața lui Iov. E foarte important ca și familie să avem o ordine. Pentru Iov, prima mare bogăție, patru bogății mari au avut Iov. Pentru Iov, prima mare bogăție a fost frica de Domnul. Omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. O a doua bogăție pentru Iov a fost familia. Pe locul 2, fiți foarte atenți, pe locul 2 era familia, nu pe 3, nu pe patru. Pe locul 3, nu mai citesc foarte detaliat, 11.500 de animale. La final, însă, spune Biblia, tot versetul acela 3, partea a doua, pe locul 4 era poziția socială. Iubiții mei, foarte mulți oameni au toate aceste patru bogății, dar nu au ordinea corectă. Diavolul a venit la Dumnezeu și a spus, Doamne, dăm voie să iau animalele, familia și poziția socială. Ei le iau toate. Și o să vezi că nu mai vine la biserică, nu se mai roagă. Diavolul a vrut să ia lui Iov totul. Diavolul însă nu știa că Dumnezeu era totul pentru Iov. Oare care ordine în viața noastră la posesiunile materiale, la poziția socială, la familie, la frica de Domnul? Iubiții mei, pot să pui înapoi, te rog, prezentarea. Haideți să ne întrebăm astăzi ce produce anarhie în familie. Lipsa nivelelor de autoritate. Dumnezeu, bărbatul, femeia. Efeseni 5 cu 23, căș bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Acum, vreau să subliniez un aspect foarte important. M-am întâlnit cu o familie recent și băiatul era mai înalt ca și amândoi părinții. Și se simțea foarte col, frate Cristi. Să uitați așa de sus la amândoi părinți. Și eu, ca să-l liniștesc un pic, i-am spus uh, o întâmplare care vă spun și vouă astăzi. Napoleon, într-o zi, Napoleon a fost foarte mic de statură, Napoleon se întindea într-o zi să ia o carte din bibliotecă. Neajungând la cartea aceea, un uh, rob, uh, un sclav acolo care era pe lângă el, un slujitor l-a văzut și a zis, uh, uh, împărate, uh, te ajut pentru că sunt mai mare. Și Napoleon a zis, ești mai înalt, nu ești mai mare. That's a huge difference, da? Ești mai înalt. Și îi spuneam la băiatul ăla, ești mai înalt, nu ești mai mare. Vreau să vin la aceste, la aceste lucruri. Dumnezeu, bărbatul și femeia. Bărbatul, dacă este peste femeie, nu înseamnă că este omul care dă cu pumnul în masă. Respectul iubiți bărbați nu se impune, ci se câștigă. Dacă îți iubești soția, ea te va respecta. Aici e secretul. Acum fac o paranteză. Am întâlnit familie în România, unde femeia a pus mâna pe volanul mașinii pentru că mașina mergea în prăpastie. Bărbatul nu mai era interesat de biserică, de rugăciune în casă, de citirea Bibliei și a apucat femeia volanul ca o situație de disperare. Și din păcate nu sunt puține cazuri din acestea. De ce? Pentru că bărbatul nu și-a mai înțeles rostul și locul. Nu am văzut o femeie credincioasă să nu iubească un bărbat care îl iubește pe Dumnezeu cu toată inima și se sacrifică pentru ea cum s-a sacrificat Isus pentru biserică. Uitați ce frumoasă e umbrela aceasta. Christ, husband, protejează familia, da? conduce familia și poartă de grijă familiei. Nu-i mai înalt. Da? E mai mare. În ce sens? Nu în sensul de, hai să vezi ce mușchi am. Vezi că eu am ultimul cuvânt în casa asta. Uh, am văzut bărbați care au răspuns că te soție. Știi ce spune Biblia? Că eu scapul tău. Când ai spus asta deja, nu mai ești cap de mult. <laughs> să știi. Nu trebuie să-i reamintești soției ce spune Biblia, ci trebuie să-ți reamintești ție ce spune Biblia. Apoi urmează soția care, comfort, teach, da? she has to comfort, she has to teach, she has to nurture. Children, copii, iubesc părinții și ascultă de părinți. Da? Uh, mă întrebau o aseara, niște copii uh, cât de mult uh, vă lăsați copiii să se joace pe calculator. Da? Uh, la noi copiii se joacă o oră pe săptămână pe calculator, sâmbătă. Bineînțeles că așteaptă sabatul mai ceva ca evrei. Da? Uh, de ce fac lucrul ăsta? lucrez în informatică, am tabletă acasă, am telefon, fata mea de 12 ani nu are telefonul ei personal și o spun asta cu bucurie, nu cu rușine. Dacă îți lași copiii să facă tot ce vor, vor fi viitorii pușcării așa în merge. Pentru că copiii trebuie să-și iubească părinții, dar trebuie să și asculte de părinți. Copiii care cresc, și nu o să vorbim în a doua parte astăzi despre copii mai mult, dar am vrut să ne uităm la această ordine, iubiții mei, pentru că în foarte multe familii nu mai este ordinea corectă. Vă mai dau un exemplu, nu cred că e cazul la voi, cineva vine la mine la biroul pastoral, de Cristi, eu știu de biserică, dar eu cu soția nu vrem să ne pocăim, însă vrem să ne faceți binecuvântarea la copil. <laughs> și le-am pus imaginea asta în față și le-am zis, voi vreți să mereți de la umbrela aia? Așa, la ultima umbrelă. Nu se poate, i-am zis. Păstorul face binecuvântare la un copil la roagă pentru copilaș. Dar următorii 20 de ani, nu păstorul îl crește pe copilul ăla. A face binecuvântarea și a rămâne sub binecuvântare sunt lucruri complet diferite. A primi o mașină și a avea grijă de mașină e un lucru complet diferit. Binecuvântarea în familie, iubiții mei, vine pe linia asta. Încearcă să scoți una din umbrele afară și se produce haosul, se produce anarhia. Femeia nu este o slugă, femeia nu este o menajeră, ci este o ființă pentru care Isus a murit. La fel, bărbatul nu este mai important, ci este mai responsabil, nu este șef, ci este lider. Șeful îi împinge pe alții în față să lucreze. Liderul merge în față și vine familia după el. Își conduce familia. Doi, ce mai produce anarhie în familie? Lipsa călăuzirii spirituale în decizii cei doi trebuia să ia anumite decizii de-a lungul vieții și atunci când există dezordine, când există anarhie, se iau deciziile după ce cade în buzunar mai mult, după interese, după alte lucruri. Ne duc aminte în 2013 că trebuie să mă mut cu soția de la o biserică de 1000 și de persoane din Arad la o biserică de 300 din Deva. N-a fost un pas simplu. Ne-am rugat două săptămâni, am postit, am pus înaintea Domnului și Dumnezeu ne-a spus să facem mutarea respectivă. Nu vă spun de bajocuri, de alte lucruri, ai mers la Deva să faci orchestră, vai și amar și alte lucruri din acestea. Ce vreau să vă spun este, iubiții mei, că sunt decizii unicate în viață. Locul în care să slujești, cu cine să te căsătorești, felul în care Dumnezeu te va folosi, copiii care vin în familia ta. După ce ai luat o decizie din asta, e foarte greu să revii înapoi să o mai schimbi. Pentru că viața nu e ca și pe calculator. Ești împușcat, ești afară, iei un cola, intri de nou și mai ai o viață. Viața e un eveniment unic. De aceea trebuie să tratăm cu responsabilitate fiecare pas pe care îl facem. Pentru mine ar fi o grozăvie să-mi că Dumnezeu la judecată, păi 40 de ani n-ai fost la locul unde te-am vrut eu. Dar de ce, Doamne? Pentru că n-ai cerut călăuzire în deciziile pe care le-ai luat. Iubiții mei, eu pot să am cea mai puternică drujbă din România. Dacă ea e în Suceava și eu sunt Deva, n-am cum să o folosesc. Pe când sluja Zaharia la rândul cetei lui, spune în Luca capitolul 1. Ce frumos e fiecare familie să-și cunoască locul în biserică, dar în același timp fiecare familie să-și cunoască locul în planul lui Dumnezeu. Pe multe familii Dumnezeu nu le poate folosi pentru că nu și-au înțeles locul și chemarea. Am un prieten la Nădlac, 20 de ani a fost penticostal, dar n-a fost pocăit. Sunt și astfel de cazuri. Duminica era în piața de mașini, vindea piese de mașini, făcea bani, n-avea timp de biserică, mergea doar la evenimente speciale. În Craiova l-au prins niște interlopi cu săbi ninja, cu băte de baseball, l-au bătut bine, au vrut să-l și omoare, el a spus, nu mă omorâți, că am acasă cinci copii. Așa de penticostal era încât a umblat după aia două săptămâni să-i omoare el pe ei după două săptămâni a realizat că de fapt ceea ce i s-a întâmplat a fost un avertisment din partea lui Dumnezeu pentru că mergea greșit și a zis Doamne dacă mai ai ceva cu mine, îmi dau seama de nebunia mea îmi dau seama că am fost doar pe foaie membru trimite-mi un mesager, dă-mi un cuvânt din partea ta un proroc din Vaslui este trimis face 18 ore cu trenul prorocul din Vaslui în Arad coboară în garea din Arad și spune Doamne 18 ore pentru 3 minute prorocie? De ce, Doamne? Și Dumnezeu îi spune un cuvânt care pe mine m-a mișcat foarte mult. O zis, Domnul, am păstori, am evangeliști, am proroci. Astăzi, când aveam nevoie de un mesaj să-l transmită cineva, nu am avut pe cineva mai aproape. Omul acesta a făcut 36 de ore, dus întors pentru 3 minute. Dumnezeu i-a spus personal orașul, strada și numărul. A intrat în casă, prietenul meu era acolo, i-a prorocit, prietenul meu a căzut la pământ, a plâns, a pocăit și de atunci până astăzi a lipsit de la biserică o singură dată când s-a ars pe picioare cu sudură, în timp ce lucra. Vedeți ce, ce important este nu doar să fii într-o lucrare, ci să fii și disponibil pentru lucrarea respectivă. De aceea, iubiții mei, e foarte importantă orice decizie pe care o luăm. Eu cu soția, nu. Ne-am pus principiul ăsta să nu luăm niciodată în viață o decizie pe bază financiară ca să fie prioritară. Întotdeauna să fie voia Domnului mai întâi. Întotdeauna să fie undeva unde ne vrea Dumnezeu, pentru că acolo Dumnezeu mă poate și folosi. E adevărat că lucrăm 8 ore pe zi. Dar dincolo de asta, Dumnezeu s-ar putea să aibă nevoie de tine și de mine pentru a întoarce pe cineva de la iad spre cer. Pentru a fi o, o piesă de bază, poate, într-o biserică. Romane 8 cu 14, că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Foarte mult să laudă, am Duhul Sfânt. Bun, ai Duhul Sfânt. Și eu am GPS în mașină și uneori îl țin în torpedou. Nu i suficient să ai Duhul Sfânt. Trebuie să asculți de Duhul Sfânt. Să stai să te rogi să iei decizii care să-ți aducă binecuvântări mai târziu. O altă, un alt mod prin care se vede anarhia în familie este lipsa disciplinelor spirituale. Iubiții mei, s-au studiat 25.000 de cazuri de divorț din Europa. Un psiholog creștin le-a studiat. Toate aceste 25.000 de cazuri aveau casă, mașină, business, tot ce vreți, loc de muncă, tot. Însă din toate cele 25.000 de cazuri de divorț lipsea ceva foarte important. Rugăciunea. Rugăciunea. Ce vreau să spun astăzi este că familia care se roagă împreună, rămâne împreună. Și poate astăzi trebuie să luăm decizii, noi să ne gândim când ne-am rugat ultimate cu familia noastră. Iubiți-mă, familia e ca un triunghi. Dumnezeu este sus, soțul, soția. Uitați-vă. Pe cum soțul și soția se apropie mai mult de Dumnezeu, așa se apropie unul de altul. E simplu de explicat, dar trebuie un proces de ani, de zile de a face lucrul acela zilnic. Îmi scria o fată, i-am arătat și soției mele scrisoarea, în urmă cu 8 ani de zile, dacă nu greșesc, mi-a scris un e-mail, părinții mei nu ne-au chemat odată la rugăciune în 21 de ani și tatăl meu dă îndemn la învon aproape în fiecare duminică. Și fata asta avea o durere și îmi spunea, fata de Christ, urmează să mă căsătoresc. Cu ce voi pleca din familia mea? Că nu mă interesează apartament sau mașină. Aș vrea să fi plecat cu câteva valori din casa mea. Și m-am uitat la părinții mei și nu ne-au chemat odată să ne rugăm împreună. Vedeți, e ca și în ziua când moare cineva. Nimeni nu zice când a murit, mă, păcau, o muri, mă, păcat că o vă și nu vă merge des. Atunci când se face o schimbare bruscă, de exemplu, pleacă copilul din familie în căsătorie sau pleacă cineva din viață în moarte, nimeni nu se gândește la material. Spunea cineva în ultima zi din viață, nimeni nu va spune ce rău, îmi pare că n-am stat mai mult la servici. Nu. Toți spun. Uitați-vă la statistici, toți oamenii spun, îmi pare rău că n-am pentru că mai mult timp cu familia, îmi pare rău că n-am iubit mai mult, că n-am mers la biserică mai mult. O familie care are ordine în relații, ordine în casă, întotdeauna va fi atentă și la o zi de post, va fi atentă și la rugăciune, Va fi atentă și la mersul la biserică. Familia dumneavoastră trebuie să fie o familie unde fiecare trebuie să-și cunoască locul și să acționeze în consecință. Pentru că spunea un proverb: Paza bună, trece, primești de area. Să nu avem grijă, iubiții mei, mai mult de telefon, de mașină, de mobilă decât de familie. Să nu uităm că evaluarea spirituală făcută de Dumnezeu e mai importantă decât evaluarea materială pe care ne-o fac oamenii. Oamenii ne clasifică după design. Dumnezeu ne clasifică după rezistență. 2 Ioan 1 cu 8, păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Vreau să închei în această dimineață și apoi să facem și o rugăciune împreună cu patru decizii pe care ar trebui să le luăm fiecare dintre noi astăzi. Decid eu ca și persoană în familia mea să înlocuiesc competiția cu cooperarea. Decid să prețuiesc spiritualul și valorile lui mai mult decât materialul și valorile acestei lumi. Decid să păstrez dragostea mereu fierbinte și vreau să fac tot ce ține de mine ca acest lucru să se întâmple în căminul meu. Dacă nu-mi apreciez eu soția iubiți bărbați, o să fiu un coleg de la servici care o va face. Că diavolul nu doarme. Dacă nu, ți, nu te îngrijești tu de soțul tău, va fi o secretară de la job care va face lucrul ăsta. Unfortunately, din păcate. Pentru că diavolul nu doarme. Și mai mă decid să mai fac un lucru, vreau să respect autoritatea și să rămân sub autoritate. E atât de important lucrul ăsta și în biserică, dar și în familie. Aș vrea acum să ne ridicăm, dacă nu vă supărați, să facem o rugăciune, iubiți mei, în acest sens, în care să ne putem evalua familia, valorile pe care le avem, pericolele care ne amenință și să cerem Domnului putere, călăuzire, ajutor și protecția Lui să fie peste noi. Amin. Ne rugăm împreună.